vrea să discutăm puțin și despre, pe plan, trecem așa pe plan politic, ce se mai întâmplă prin Partidul Național Liberal. Duminică avem un congres în care avem un singur candidat la președinția partidului, vorbim aici de actualul premier al României, domnul Nicolae Ciucă. Mergeți la congres să-l votați? Este candidatul pe care îl susțin și are șansa formidabilă ca să fie în fruntea Partidului Național Liberal. A dovedit extremă seriozitate în actul de guvernare. Îl recomandă seriozitatea, onestitatea și mie, ne știm de pe vremea, nu ascund acest lucru, de pe vremea când era ministru al fondurilor europene și a rămas același om. Este mare lucru în politică să poți să rămâi același om cu aceleași calități și în, cum a fost perioada grea a României de criză cu Ucraina, criza utilităților publice, eu mi-aduc aminte că am început să gestionăm criza sanitară și medicală care a fost cu coronavirusul, dar n-am avut o rețetă ca să știm ce ar trebui să facem încât lucrurile să meargă de la sine. Nimeni n-a avut. Și vedeți dumnealui, în calitate de prim-ministru și lider al guvernului, a avut tenacitatea necesară, un volum. Eu i-am spus uneori dumnealui că este un program de muncă imens. Eu n-am mai văzut așa ceva, ca la ora 7 dimineața să fii la serviciu, am rugat să mă primească într-o audiență și mi-a spus la 7 la dimineață. Și nu venea să cred că premierul României la ora 7 dimineața este la serviciu și termină ziua de muncă la 10 seara sau îl uneori. Vedeți candidatul partidului la prezidențială, pe domnul Ciucă? Acum este prematur de discutat, dar este o alternativă extrem de serioasă și credibilă după felul în care a gestionat aceste crize. Dumnealui a căpătat credibilitate inclusiv în rândul populației și cred eu că din această perspectivă este o alternativă serioasă pentru o astfel de candidatură, a fi candidat la președinția României. Nu este un lucru oarecare, dar desigur este o decizie a conducerii partidului și sunt convins că se va găsi cea mai bună alternativă printre care s-ar putea regăsi premierul României.